După o pauză de 4 ani de zile, Știința Explorări a revenit în cupele europene de volei. Echipa băimăreană a evoluat în Cupa CEV în fața campioanei din Israel, Hapoel Matea Sheraco. Prima manșă s-a disputat în sala polivalentă la Scărpană, unde spectatorii au asistat la o partidă foarte disputată. În cele din urmă, Hapoel a reușit să se impună la limită, la capătul unui meci de 5 seturi. Primul set a fost unul foarte echilibrat, în care cele două echipe au preluat pe rând conducerea. Oaspeții au gestionat mai bine finalul și au reușit să se impună în prelungiri cu 30-28, după ce băimărenii au ratat o minge de set. Setul secund a fost la fel de disputat, în care cea mai mare diferență de scor a fost doar de 2 puncte. Explorări s-a desprins însă pe final și a câștigat cu 25-23. Setul cu numărul 3 a fost dominat de israelieni, care s-au impus la o diferență de 9 puncte, scor 25-16. Explorări a egalat situația de pe tabelă și a dus meciul în decisiv după ce a câștigat setul 4 cu 25-22. Ultimul set a fost la mare luptă. Băimărenii au preluat conducerea, însă din păcate au comis câteva greșeli pe final care i-au costat victoria. În cele din urmă, Hapoel Matea și-a adjudecat setul cu 15-13, reușind să se impună în final cu scorul de 3-2 la capătul unui meci de 2 ore și jumătate. Un meci greu, o echipă bună. Pentru mine ce e important că ne-am bătut cu ei și nu ne-am lăsat până la final. Deși eu, la un moment dat părea că nu mai putem, dar am revenit și am dus meciul în decisiv și acolo am pierdut, de fapt. Nu au fost, să zic, mult mai buni ca noi, dar unele situații le-au tratat mai bine. Pentru băimăreni urmează acum returul din Israel, unde speră să întoarcă rezultatul partidei și să se califice în faza următoare a Cupei CEV. Un meci pe care zic eu că trebuia să-l câștigăm. Am început bine, s-au jucat relativ bine primul set, chiar dacă l-am pierdut, după care am avut o evoluție foarte bună setul 2. Mă rog, ne-am mai stins pe parcurs. Eu cred că setul 5, dacă gestionam cu mult mai multă atenție finalul de set, adică părerea mea că ei doar au trecut mingea peste fileu și noi am făcut fața grea cu preluare greșită și serviciu în fileu, eu cred că am fi putut să câștigăm meciul ăsta. Din punctul meu de vedere, nu e nimic pierdut. Hapoel nu este o echipă ce nu poate fi învinsă, pentru mine este clar, depinde însă încă o dată cum vom aborda meciul retur. Trebuie să-l abordăm la victorie dacă vrem să ne calificăm. Partida retur dintre cele două echipe va avea loc în data de 20 decembrie în Israel. Explorări are nevoie de o victorie cu 3-0 sau 3-1 pentru a se califica în 16-mile Cupei CEV. În cazul în care băimărenii se vor impune cu 3-2, se va disputa un set de aur pentru stabilirea echipei care se va califica mai departe.